Forțele militare americane au lansat atacuri asupra unor facilități militare din estul Siriei, utilizate de Corpul Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene și de grupările afiliate Iranului. Asaltul a venit ca răspuns la amenințările continue împotriva personalului american din Irak și Siria. Aviația Statelor Unite ale Americii a lansat lovituri în Siria împotriva două obiective legate de Iran, care răspuns la atacurile asupra personalului american din regiune, a anunțat șeful Pentagonului Lloyd Austin. Pentagonul precizează că au fost vizate o unitate de antrenament și o casă folosită drept ascunzătoare în apropierea orașelor Abu Kamal și Mayadin. Ostina a transmis că președintele american Joe Biden nu are o prioritate mai mare decât siguranța personalului american și a ordonat acțiunea militară pentru a transmite forțelor din zonă faptul că Statele Unite se vor apăra pe sine personalul și interesele sale. Este pentru a treia oară în mai puțin de trei săptămâni când armata americană vizează obiective din Siria despre care spune că au legătură cu Iranul sau cu grupările proxy pe care acesta le susține. Atacurile armatei americane nu s-au soldat cu victime umane.